Principalul suspect în cazul polițistului înjunghiat marți noapte pe bulevardul Mihai Eminescu a fost identificat și capturat de polițiști. Este vorba despre Mugurel Ginga, în vârstă de 39 de ani, care a fost reținut ieri seară în județul Bihor. Cel mai probabil acesta avea de gând să părăsească țara. Agresorul a fost adus astăzi la parchet pentru audieri și se pare că ar fi recunoscut fapta. Mugurel Ginga spune că în timp ce se uita la meciul de fotbal dintre Portugalia și Islanda, restaurantul situat pe bulevardul Mihai Eminescu, în apropierea bisericii Rosetta, ar fi avut o dispută mai aprigă cu polițistul Dorin Rus și că acesta l-ar fi lovit. V-ați certat în restaurant? Pe numele agresorului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă. Pachetul de pe lângă tribunal Botoșani efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiuni de tentativă de omor cu privire la înjunghierea persoanei vătămate Rus Dorin în noaptea de 14 spre 15 iunie 2016, fapta având loc în fața unui restaurant din municipiul Botoșani. În cursul zilei de 16 iunie, în urma audierii autorului, s-a dispus luarea măsurii reținerii față de acesta pe o perioadă de 24 de ore, timp în care va fi prezentat și instanțe de judecată cu propunerea luării măsurii arestării preventive. Vă reamintim că angajatul Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani, Dorin Rus, a fost la un pas de moarte după ce marți noapte a fost înjunghiat în zona inimii. Bărbatul în vârstă de 43 de ani, aflat în timpul liber, a fost, se pare, la un restaurant aflat pe bulevardul Mihai Eminescu, în apropierea bisericii Rosetti. Aproape de miezul nopții, polițistul a fost luat prin surprindere și înjunghiat de un individ care mai apoi s-a făcut nevăzut. Când a realizat cât de gravă este situația, omul legii s-a îndreptat spre un taxi și i-a cerut conducătorului să-l ducă la unitatea de primiri urgențe. Imediat cum a ajuns la unitatea spitalicească, a fost băgat în sala de operații. Medicii susțin că viața i-a fost pusă în pericol, agresorul înjunghiindu-l în zona inimii. Din fericire, starea polițistului este stabilă, el fiind în afara oricărui pericol.